În timpul Consiliului Național am asistat însă la scene deloc lăudabile. Cei care acum jumătate de an aplaudau alegerea lui Câțu și clamau noul PNL au descoperit brusc un alt idol. Am avut un festival al democrației care ne-a costat scump. Și îndemnul meu este la moderație în această perioadă și să gândim constructiv și de echipă. Partidul Național Liberal este într-o coaliție unde trebuie să generăm stabilitate. Stabilitate pentru că premierul e de la noi, din PNL, președintele României vine din rândul Partidului Național Liberal, suntem principalul partid de dreapta, lumea așteaptă de la noi stabilitate. Sigur că ar fi multe de discutat. Apelul meu, încă o dată, este la moderație, echilibru. Nu avem nevoie acum de nu știu ce supărări interne, nu e loc. Partidul Național Liberal este un partid viu, mereu conectat la membrii săi, la structurile sale și pentru acest efort, dumneavoastră, cei care l-ați făcut și ați venit de la sute de kilometri distanță astăzi aici la București, meritați aplauzele conducerii Partidului Național Liberal. Dragi colegi, am ajuns într-un punct în care avem de luat decizii importante, decizii cu impact major și nu doar pentru azi sau pentru mâine, ci pe termen lung, pentru anul 2024. Aș vrea să văd, pentru că mie nu-mi place să fiu cu mănuși, aș vrea să vă spun că am fost speriat în ultimele săptămâni și în ultimele zile că am putea să asistăm din nou la un festival al democrației care să ne pună cu totul pe spate. Mă bucur că fostul președinte de acum al Partidului Național Liberal a luat o decizie înțeleaptă, o decizie elegantă și a ales o retragere absolut elegantă și nu am intrat într-un nou festival al democrației care ne-ar fi creat mari probleme. Ne-au ajuns un festival al democrației, nu mai vrem. Vrem construcție și niciun caz scandal. E un lucru important.